Bună, ananașilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru de ananași! Iar astăzi o să vă arăt niște cumpărături de haine și pantofi. Am făcut clipul ăsta la sugestia unei abonate care vrea să fac colecția de pantofi, dar mi-am dat seama că eu în ultimul timp mi-am schimbat destul de mult stilul și că nu mai am atât de mulți pantofi, mulți nu mi se mai potrivesc, am ales să-i schimb, alții erau vechi și tot așa. Și acum încep să-mi construiesc colecția din nou, așa că mi s-a părut mult mai potrivit să arăt ce mi-am luat. O să fac și colecția de pantofi cu siguranță cât de curând, dacă voi vreți. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi și despre asta. O să salut și pe cea care mi-a propus clipul respectiv, iar acum hai să vă arăt ce mi-am luat. Încep cu rochița aceasta, pe care eu am luat-o de la un magazin din cartier. E un magazin unde eu întotdeauna am găsesc haine care îmi plac foarte mult, haine foarte frumoase la prețuri super accesibile. Pe aceasta am dat 55 de lei, este până la genunchi, cred, sau puțin mai sus, în fine. Și mi se pare atât de veselă și de frumoasă de vară, mă bucur mult că am luat-o, e dintr-un bumbăcel. Încerc să merg foarte mult pe materialul ăsta vara pentru că mi se pare mult mai aerat, mult mai ușor de purtat decât materialele sintetice. Și rochița asta chiar mi-a plăcut. Nu mi-am luat-o eu, pe asta am primit-o de ziua mea de la Răzvan. Pentru că a fost și ziua mea, din banii pe care i-am primit cadou sau, în fine, din alte resurse pe care le aveam, dar tot cu prilejul zilei mele de naștere. Vreau să specific și că nu mi-am mai cumpărat haine de foarte mult timp, de asta acum am dat așa ia maniele. Cred că de la Crăciun n-am mai luat nimic, pentru că eram destul de nemulțumită de corpul meu, simțeam că m-am îngrășat și nu am mai vrut, am zis pur și simplu că vreau să aștept să treacă o perioadă în care să nu investesc în haine, mai bine să investesc în corpul meu energie și să fac sport, să slăbesc, iar după să-mi cumpăr haine. Și acum consideram și că a venit momentul și de asta, într-un fel, iar am dat iama. Așa că hai să trecem și la următorul magazin. Mi-am luat chestii și de pe H&M pentru că aveau super reduceri și o să încep cu acest kimono care mie mi se pare deosebit. Se numea kimono vaporos, dar eram conștientă că este dintr-un material sintetic și nu mi se pare vaporos deloc, adică te încinge de numai, dacă îl porți într-o zi din asta caniculară, dar e superb, îmi place atât de mult, l-am și purtat și sunt îndrăgostită de el, deci îl ador. O să vă inserez și imagini, bineînțeles, cu el ca să vedeți exact cum îmi vine. Acela. Și pe ăla l-am purtat super mult, așa că eu sunt sigură că și ăsta o să-și scoată banii rapid. A fost, cred că, vreo 60 de lei. A fost ceva mai scump, oricum era redus de la mult mai mult.
cred că avea cel puțin 50% reducere și mie mi s-a părut că merge. De pe H&M am la șerochița asta care este pe dos. Stai sus. Cot! Mamă! Așa. Am luat-o pentru că sora mea și-a luat una de genul, un tricou oversize, doar că e ca un tricou oversize, doar că are jos și ceva așa puțin plisat, sau cum s-o numi. Este din bumbăcel, e ușor de purtat, îmi place foarte, foarte mult și mi-am ales-o fix pe asta, fiindcă am văzut că era la reducere, era vreo 25 de lei, 23 de lei și este cu SpongeBob, ce puteam să cer mai mult? Inițial am fost reticentă pentru că eu în general îmi iau la astea oversized L ca să fie sigur mari, iar asta era un M, dar îmi place foarte mult cum îmi vine, nu sunt deloc dezamăgită de mărimea pe care am ales-o și la fel, o port destul de des, chiar am purtat-o. Nu o să vi le, adică pe astea nu le probez, sunt doar sutiene normale, unul alb și unul negru. Eram puțin reticentă în privința mărimii pentru că nu mai știam exact, mi s-a schimbat corpul destul de mult, dar îmi vin perfect, le-am ales foarte bine. Sunt simple, dar eu nu mai aveam, am observat alb, sutien deloc simplu, la modul acesta, nu să fie dantela, să fie simplu. Cu bumbăcel, astea mi se par perfecte, deci le-am nimerit, au fost 30 de lei, da, 30 de lei, deci cam 15 lei un sutien, ce pot să cer mai mult. Acum să trecem și la Zara, de unde eu am luat salopețica asta, nu mai am, am uitat să-mi tărei după mine ca să vă arăt și vouă în ce a venit. A venit într-o cutie mare de carton, ceea ce mie, nu știu, e o prezentare drăguță. Arată bine, dar nu știu, n-aș vrea să se cheltuiască atâtea resurse, aș fi preferat să vină pur și simplu să mă dea și atâta, să mă pun într-o pungă, pentru că am ridicat-o din magazin, nici măcar n-a fost livrată ca să fie nevoie de o pungă, dar în fine, așa arată, e o salopetă pe care eu am văzut-o la o youtuberiță din afară și m-am îndrăgostit instant, am zis că trebuie neapărat să o am, e un material de bloc foarte fain, ceva mai grosus, dar nu e genul ăla care te încinge sau... Nu, e pur și simplu calitativ. Nu e blocul ăla foarte subțire. Vine fix cum am văzut eu acolo, e pur și simplu ce îmi doream. Așa că pe asta am luat-o fără reducere, dar nu-mi pare rău. Cred că a fost 130 de lei și își merită fiecare bănuț și mă simt foarte bine. Să trecem la cele pe care nu le-am desfăcut. O să încerc să le desfac eu rapid, așa să nu vă fâșui pe toți, dar de-abia aștept să le văd, vă zic sincer. Toate 4 sunt de pe Fashion Days și fierb. Fierb pentru că le-am de ceva timp, le țineam pe balcon să nu le văd, pur și simplu. Și acum a venit momentul cel mare să vi le arăt. Am luat de la Nike o pereche de colanți într-o culoare super electrică și care mi se pare că pe bronz vine superb. Ambele culori, de fapt, și galbenul ăsta și... Oh, de-abia aștept să-i probez. Sincer, am emoții pentru că nu mi se pare ei pe măsura mea și chiar nu cred că mi sunt. Ideea e că pot să-i schimb dacă asta voi simți.
Eu îmi doresc să, măcar dacă nu sunt de ei, să slăbesc până la ei, dar v-am zis, vedem. I-am ales după măsurile de pe site, adică ei mă întrebau ce măsură poști și mai multe întrebări și în funcție de asta mi-au găsit și că măsura ideală. Îi probăm și vedem exact imediat. Iar acum am ajuns la Adidas. Iar cum am vrut să-mi iau o pereche de Adidas pentru că nu mai aveam absolut deloc, toți mi s-au stricat. Mai aveam unii care sunt din piele întoarsă și gen gheată și mi se par mult mai potriviți de toamnă, dar sunt și strălucitoare, așa că i-aș purta mai mult pe seară oricum, deci nu veneau tot timpul. Am vrut să-mi iau o pereche, dar când am văzut prețurile de pe Fashion Days, n-am putut. Pur și simplu n-am putut să nu mă îndrăgostesc și să mă abțin de la perechile pe care le vedeți în continuare. Sunt, din punctul meu de vedere, superbe și cam toate au fost cam până în 2 milioane, adică 1.700.000, 2 milioane, cam așa, 1.800.000. Ideea e că, v-am spus, chiar îmi trebuiau Adidas. Mi-am luat pentru serviciu inițial niște espadrile sau mocasini, nu știu cum se numesc, vă zic sincer, mă tot chinui, de la H&M, simpli, albi, din aia simpluți și încă unii roz, foarte deschis, pudrat, dar v-am zis să enumer la toate lucrurile, chiar vreau și Adidas. Iar ăștia sunt primii Adidas. Este model Puma RS, toți sunt de la Puma. Simplu mi s-a pus pata, fiindcă toți colegii mei își cumpără Adidas și în prostie lucrând la o sală de fitness. Tatăl meu vine cu Adidas și noi, frumoși, super șmecheri. Și eu eram singura care, na, ce mai aveam și eu pe acolo? Ba, o sândăluță, dar aveam Adidas și 200 de ani. Și îmi pare bine că am investit și eu în sfârșit în așa ceva. Ăștia mi se par foarte frumoși, fix ca pe site. Îi iubesc, abia aștept să-i probez, să văd dacă vin bine, sper să vină, pentru că toate perechile sunt aceeași mărime, adică 40, și dacă nu îmi vin, toate vor fi returnate. Știu că ăștia, uitați-vă ce cutie drăguță au, cu dalmațin, cu toperul, mama, mama. Ia să vedem. Și cam așa se prezintă și a doua pereche. Au talpa asta în degrade, dintr-un material așa siliconat, foarte drăguț. Au și chestii neon, detalii neon, sunt din piele întoarsă, ceea ce pe mine mă bucură. Încerc pe cât posibil să-mi iau piele. Detaliul ăsta de aici, care este așa ca o dantelă, nu m-a atras pe mine prea mult, dar am zis că în combinația asta mi se pare o idee inspirată și mi se pare frumos, chiar îmi plac. Iar acum, ultimul articol, sunt o pereche de Adidas de piele, bineînțeles, tot de la Puma. Arată cam așa, ăștia sunt negri pentru că ceilalți erau albi, în fine, iar perechea de tenis sunt puțin mai, na, altfel. Tot cu culori neon, tot nebunie, culoare, nu știu, sunt super fixată pe treaba asta, arată super, super frumos.
Da, deci nu pot să zic că e nicio pereche, cel puțin. Aștia sunt și running system, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Vreau să alerg, să fac sport, să. De-abia aștept să-i probez, ce să vă mai spun. Dragii mei, acum că am terminat și cu probatul tuturor acestor produse minunate, nu vă imaginați cât a durat. Pot să vă zic că sunt super încântată de cumpărături, mă bucur tare mult că le-am împărtășit și cu voi. Dacă vă plac genul ăsta de clipuri, vă rog să-mi spuneți în comentarii, să-mi ziceți și ce v-ar mai interesa în continuare. Eu o să mă axez oricum în continuare foarte mult pe parfumuri ca și până acum, pentru că am descoperit că asta îmi place și asta prinde. Și vă aștept și pe voi totuși cu idei, pentru că sunt deschisă să încerc oricum mult mai multe lucruri. Nu trebuie neapărat să fiu fixată cu ceva. Eu vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, vă pup, vă iubesc din suflet și apreciez foarte mult sprijinul vostru. Nici nu vă imaginați cât de bucuroasă sunt pentru evoluția canalului meu de YouTube. Nu uitați și că la 1000 de abonați o să avem un giveaway cu o paletă Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. Iar până data viitoare, vă pupăcesc!